din Câmpia Turzii, da. 17 anișori, Adela Veronica seamănă cu Antonia. E tot ce știu despre ea. Seamănă cu Antonia? Băi, tu ai scris asta aici? Că seamănă cu Antonia? Seamănă în poză, da, cu Antonia? Da, în poză seamănă. Păi e mică poza. Păi e mică poza, stiga Adela. Adela, Veronica! Antonia. Hei! Hei! Bă, eu o știu pe Antonia. Adică, prima emisiune a Antoniei a fost la Neață. Nu seamănă, mă, cu Antonia. Prietele nu seamănă cu Antonia. Seamănă cu Antonia? Mi s-a mai spus. Așa. Na, dar nici mie nu mi se pare. Nu? Corect. Să nu mă, la cine? Mama. Mama. Am crezut că este sora. Mama. Că aici seamănă cu Antonia? Cu Antonia seamănă și cu Andra, i s-a spus. Stați că avem nevoie de cineva mai sincer. Zine, maestre, tu cu cine crezi că seamănă? Cu Andra. Cu Andra, foarte bine. Dimineața când m-am trezit, azi e ziua cea mare. Când am pornit de acasă cu încrederea, tot cu încrederea am continuat și tot așa o să continui mai departe. Când mă duc undeva cânt, când sunt pe stradă cânt, când sunt la magazin cânt, n-aș fi ce aș putea face fără muzică. Am venit aici ca să văd eu, în primul rând, de ce sunt în stare, dacă pot ajunge la sufletele oamenilor. Aplaudissements, mesdames et messieurs! Cu curaj! Bună seara! Bună seara! Seara! Bună seara! Ești foarte drăguță și ești talentată. Da. Rău. Cânt senzațional. Da. Și da, vreau să încep să cânt. Baftă, baftă, baftă!